mondiale, ce ne așteaptă? Voie bună, bucurie. Cred de fapt că întreaga luna mai este luna Ploieștiului, pentru că în afară de aceste trei zile frumoase, urmează și un concert calitate de extraordinar, 31, 1 iunie, ziua copilului. Practic, în aceste două săptămâni, cu toții să ne putem bucura de faptul că suntem ploieșteni și cu ajutorul muzicii, și cu ajutorul spectacolului organizatului de către noi la Ploiești. Avem nume grele, Horia Trenciu, Valadent, celebre formație pentru copii, Antonia, Vanc. Eu spun că la Ploiești va fi mare distracție în aceste trei zile și de fapt și săptămâna viitoare. Mai ales că săptămâna viitoare, după concertul extraordinar de calitate de Phoenix, urmează și finala Cupei României, un alt eveniment foarte important în Ploiești. Cred că anul acesta, din punctul acesta de vedere, Ploiești excelează și se bate cu orice oraș din România.